Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Clash Royale. Clash Royale, îmi cer scuze. Clash Royale am vrut să zic, pentru că de ce am zis eu Clash Royale la început? Au băgat Battle Pass-ul la 25 de lei. Nu știu din ce cauză s-a blocat mai devreme, cred că mai are probleme de a se bloca jocul după update-ul pe care l-au dat. Da, este 25 de lei Battle Pass-ul, eu v-am zis că o să fie 500 de gemuri. Dar se pare că nu m-am înșelat, chiar dacă n-am băgat în gemuri, până la urmă 500 de gemuri tot 25 de lei înseamnă. Dar se pare că au băgat direct cu cash, să cumperi cu cash pe Soreal și să nu-l cumperi cu gemuri, că gemurile se zice că le mai strângeai tu în timp. Dar nu, că ei nu vor gemuri, vreau direct cash, nu gemuri. În fine, avem și multe obiecte aici pe shop care sunt gratis, puteți să le luați gratis. 5.000 de bănuți, câte un token de fiecare și un legendary chest de fiecare, cum ar fi fost? Și un legendary chest, adică legendary este sigur gratis și o aveți sigur luată. Bineînțeles, băieți, că o să cumpărăm Battle Pass-ul de pe shop de aici. Deci, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like. Vreau să facem la acest episod peste 5.000 de like-uri dacă vreți să continuăm seria de Clash Royale și vă place. Bineînțeles, o să dăm și niște meciuri. Avem aici un challenge care o să-l introducă pe Fisherman, dar deocamdată nu o să-l putem lua. Deci, v-am zis, o să luăm Battle Pass-ul. Nu o să luăm pe episodul celălalt, o să luăm pe episodul acesta, dar v-am zis, vreau din suflet să strângem peste 5.000 de like-uri să văd că mai este apreciată de către voi această serie de Clash Royale. O să luăm și astea gratis de pe shop și dacă vreți și voi să le luați gratis, intrați pe joc. Nu neapărat acum când vedeți episodul, dar intrați în decurs de 2 zile și 17 ore ca să le luați. Ok, hai să... prima dată ce să luăm noi? Hai să luăm reward-urile astea de aici, cred, sau... Nu, hai să luăm Battle Pass-ul, frate, să vedem cum decurge acest Battle Pass. Hai să luăm, să-l cumpărăm chiar acum. Ok? Am cumpărat Battle Pass-ul, cam așa arată. Ok, nu știu ce înseamnă asta cu strike-urile astea, în fine. Deși mi-a dat aici. Ha, asta e ca și cum l-am deblocat, nu mi-a dat absolut nimic. Astea sunt free din dreapta, le-am luat gratis. Și acum eu pot să iau emote-ul ăsta gratis. Get more crown. Deci trebuie să iau crown. Am înțeles, și crown-urile unde mi le arată câte am nevoie? A, aici sus, 0 din 10. Eu trebuie să iau 10 coronițe ca să deblochez. Mamă, și trebuie să fac în fiecare zi câte 10 coronițe ca să deblochez fiecare reward de aici. Și în stânga și în dreapta 10 coronițe să joc. Că e în arenă, că e la challenge, oriunde. Ok, o să mă motiveze mai mult ca să joc, ce e drept. Ok, hai să... ce mai avem aici? Asta pot să-l deschid imediat, instant? Pot să nu cred că pot, ia să vedem. Sau nu înțeleg, ce vrea să zică cu QE-Kid ăsta de aici? Mi-l pune automat să se deschidă? Ia să traduc eu ce înseamnă cuvântul ăsta. Da, se pare că după ce am tradus cu Google Translate, prietenul meu de viață, se traduce în așteptare. Deci după acest Golden, el o să se deschidă automat, nu mai trebuie să mai intru eu să-i dau deschidere. Deci automat după Golden Chest o să se deschidă acesta, în fine. Nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, este cel mai important asta, băieți. Un follow pe Instagram la madalin.adrian23 dacă doriți să mă susțineți cu un follow și acolo puternic. Hai să luăm astea free. Deci astea toate sunt gratis. Luăm și tokenurile acestea gratis. Mi se pare că numele pe club... Da, uitați. Uitați că mi-apare aici Madalin Got Pass Royal. Și mi se pare că da, o să se vadă cu... acest efect, dar aici nu se vede, nu? Ba, da, și aici mi se vede. Vedeți? Efectul acela de galben. Efectul acela de galben și se mișcă dintr-o parte în alta. Asta este special și pe club și în arenă și peste tot. Gen îți arată că cumperi Pass Royal, nu Battle Pass-ul. Sunt obișnuit cu Battle Pass-ul. În fine. Hai să luăm reward-urile de aici, pentru că avem și aici reward-uri. Bă, stai așa, eu n-am luat legendara. Ce naiba se întâmplă? Stai așa că... legendar, asta este esențială. Ia să vedem. Dă-mi aici Swizzard, te rog, dacă se poate. Nu e rău. Am 16, nu? 16 din 20 este perfect. Încă puțin și pot maxa și bandita. Este foarte bine pentru un legendar gratis să-mi dea fix ce am nevoie, ca să zic așa. Ok, aici nu am de luat absolut nimic. Aici trebuie să joc pentru coroane și o să joc aici. Cred că se pun astea de aici la coroane. Ceea ce mi se pare mie foarte tare e că aici o să dau join free și dacă pierd o să mă bage automat după aceea, pentru că am pes royalul acesta. Hai să luăm reward-urile de aici. Epic token, dăm line incestul ăsta rapid. Ok, mi-a dat goblin cage din prima. Mi-a dat... no, nu mai dau strike absolut deloc. Exact ce-mi trebuie. Exact ce-mi trebuie. Da, fix mi-a picat. Ok, 5 epice, Electro Dragon deja l-aveam maxat. Hai să dăm încă o legendară, ia să vedem ce legendară ne pică.
Ok, Royal Ghost-ul, sincer, la momentul de față nu prea mai e atât de OP cum era înainte, pentru că și-a primit nerf acum ceva timp. Deci nu mai e atât de folosit, părerea mea, și atât de bun. Hai să luăm 3000 de bănuți, luăm și un legendary token, dăm și epic chest-ul ăsta de aici. Două tornado, 3 witch, 6 rage și 9 wall breakers, am și wall breakers-urile acum maxate. Adică urmează să le fac maxate, pentru că nu are rost să le maxez acum, nu mă folosesc deloc de ele. Un freeze, 29 de goblin cage, ceea ce este bine. 37 barbarian hat și 262 de bomber, eu l-am maxat deja. Și aici mă opresc pentru că nu mai am ce să mai iau. Ce o să vină 100 de gemuri, 4000 de bănuți, un magical chest și așa mai departe. Ok, ce mai avem noi de făcut? Aici aș vrea să cer Ice Wizard, cred. Următoarea carte pe care aș vrea să o maxez este Ice Wizard-ul, pentru că altă carte nu prea am la momentul de față. Și Ice Wizard-ul e o carte bună pentru că vreau să fac deck-ul cu Canon Card, Graveyard și așa mai departe. Ok. Am zis că jucăm aici la challenge. O să jucăm la challenge să luăm coroanele și noul emote de pe shop, dar până una alta să intru pe contul secundar, că și acolo avem oferte gratis. Bun, băieți, am revenit și pe contul secundar. Bineînțeles, avem și aici pe shop ofertele gratis pe fiecare cont sunt. Ok, hai să luăm. Aici nu o să iau PES Royal-ul pentru că nu mă ocup de contul ăsta, mă ocup de contul mare, ăsta este la Caterinca gen, exact cum este pe contul secundar pe contul secundar pe Brawl Stars. Ok, hai să dăm legendarii și de aici, să vedem ce ne pică. Zim că îmi dai un Ice Wizard, te dau pe contul mare. Electro Wizard. Nu e rău, sincer să fiu, nu e rău absolut deloc. Pe contul ăsta aș avea nevoie de un loc, ce-i drept. Dar cred că îmi dau de pe contul mare. Ia să vedem noi ce cărți avem aici. Deci n-am Ice Wizard-ul. Nici nu știu ce să dau pe contul mare ca să fac rost de un loc. Cred că o să dau Rem Rider sau nu știu, habar n-am. De aici am luat absolut tot. Mai avem de aici claim reward-urile de dat. Mi se pare că la epice am full. Ia să vedem noi. Nu, la epice am 8 din 10, 9 din 10... Ok, perfect, pot să dau aici claim. Hai să luăm lightning chest-ul ăsta rapid, să vedem ce ne pică. Două baloane, o să dau un rare. Mi-a dat aici golemul, l-am maxat, bomb tower-ul. Giant-ul și posta l-am maxat aici, în fine. Nu, lightning-ul nu este extraordinar de bun. 5 X-Bow, vedem încă o legendară, deci până acum asta e a patra legendară. A patra legendară și de fapt este Magic Archer. Vai de capul meu, am 12 legendare. 12 legendare, băieți. 12 legendare de Magic Archer pe contul ăsta. 3000 de bănuți și nu mai m-am oprit aici. Bine, 4800, pot să dau un match foarte easy. Dăm claim reward-urile de aici, pentru că le luăm pe celelalte free. Astea de aici nu o să luăm pe Royal-ul, n-are rost. Și o să vin pe contul mare să jucăm la challenge ca să fac 9 win-uri, chiar dacă nu le fac pe toate pe un episod, dar să luăm și emote-ul acela cu peștele. Sunt foarte curios, băieți, dacă aceste crown-uri se pun și de aici. Ar trebui să se pună, ce-i drept. Ar trebui să se pună, dar sunt foarte curios. Ok. Trebuie să ne vedem pe ăsta ca să luăm... ca să iasă gen... Oh my god. Ca să iasă Fisherman. Ok, ai și Fisherman-ul. Scuzează, se duce pe Tesla? Dă cu ancora pe Tesla? Se pare că nu. Acum dă cu ancora pe Tesla? Hai că a făcut prea multe, nu, a jucat-o, Fisherman-ul m-a ajutat la maxim. Și interesat sunt de... Ok, o să pun barbera la aici. O să dau maschetire aici. De cum i-a dat decurile? Decurile sunt random, sunt alese de ei? Sau cum naiba sunt? Ok, o să pun barbera aici. Dar cred că va da din nou fireball. Ok, hai că a ieșit Fisherman-ul de la mine. O să pun furnace pe partea stângă. Ok, a dat fireball pe Fisherman și pe barbare. Era de așteptat. Ok, a dat și barberul. Fisherman-ul, mamă, deci Fisherman-ul a dat decât ancora și nimic mai mult. Ok, interesant. Bun, mi se pare că aici nu se pierde în challenge-ul ăsta sau se pierde. Ok, hai să stăm chileanu. Am nevoie de coroane. Și eu dacă îl bag pe ăsta la o coroană, nu prea fac mare afacere, ce-i drept, păiți. Ok, o să pun maschetire. Tesla a pus-o genial pentru Fisherman. N-am ce să fac, efectiv. O să pun poison aici. Da, o să iasă de la el Fisherman-ul. Bă, ești nebun cum mi-a tras maschetirea. What? Ia uite-mă, frate, ce face nebunul. O, mă, golanule. O-ți dau barberul aici. Trebuie să dau și Mega Minionul neapărat. Ok. Bine, bravo. Bravo, Barosane.
A dat Fireball, ceea ce este important pentru mine să dau barbare aici. Ok, și o să folosesc Graveyard-ul. Dar Graveyard-ul cred că nu o să fie nimic tancat. Da, iurea din partea mea, jucata iurea din partea mea. Foarte iurea din partea mea, băieți. Foarte iurea. Am dat cam mult elixir, ce-i drept. Cam mult, mult, mult elixir. Interesant. Să pun Ice Golem aici. O să dau maschetira aici. Cred că o să-mi dea Fireball pe maschetira. Eu o să pun poison aici. Mă scuzați dacă o să stau concentrat și nu o să vorbesc. Graveyard aici. A pus foarte bine scheletul aceea. Cum naiba să pot face eu, frate, coroanele alea dacă omul e full tryhard? Full tryhard omul. Full tryhard e omul, băieți. O să dea Fireball aici? Hai că n-a dat. Full tryhard, cum pot face eu coroanele acelea easy? Acum mă voi duce all-in și cred că o să pună din nou graveyard-ul. Skeleton, îmi cer scuze. Ok, a dat Fireball-ul well play din partea lui. Well play pe Fireball. A dat și bar. Uitați-vă și voi, frate, ce tryharder. Uitați-vă ce tryharder. Deci uitați-vă și voi. Îl călăresc în continuu, deci sunt pe el. Sunt pe el, dar uitați-vă ce tryharder. I-am dat la predict aici. I-am dat la predict. Uitați-vă cum pune cărțile, efectiv. Uitați-vă ce tryharder, băi. Și cum n-ai bă să pot face eu easy, busy 10 coroane? Când omul e cum e. Mamă, cum i-a tras Ice Golem-ul, hobă nebunule. Ok, o să dau de că poison ca atât, nu mai am nevoie de altceva. Da, am făcut de-abia o coroană, de-abia o coroană, băieți, de-abia o coroană. Cred că o să fac off-camera 10 coroane ca să luăm emote-ul acela, pentru că efectiv am stat, cred că 4 minute am stat să mă bag cu ăsta. Cred că mai mult de 4 minute cu tryharder-ul ăsta. Și cred că a fost de trofeele mele, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. No, Challenger 3. Bine, Challenger 3, ce sunt eu, ce e el. Ia să vedem acum, am dat-o la fel. Da, cred că am dat de trofeele mele, băieți. Și de ce n-ai v-am dat același deck? Ah, de ce îmi dat același deck? What the hell și la mine? Păi e deck-ul de arenă, bro. E deck-ul de arenă, nu-mi dau ei deck. Bă, ce nebun sunt. Ce nebun sunt. Păi da. Decul e decul meu, băieți. Am uitat că am jucat cu el, da. Madalina Oblet. Madalina Oblet, atunci nu-i problemă că o să schimba, cred că o să bag balon. Cred că o să bag balon cu Inferno Tower, cred. Și o să pun și Mega Minion. Îl iau eu? Ok, la mine. Nu se dau oraș. Bă, dar e bun și decul ăsta, adică ce drept. Nu. Aolo. Hai că a fost bun. Fii atent de a tras pe ca lol, bă. Ce naiba. Hai, am o problemă. Mor, mă. Ai de bă, cât damage mai dă, mă, mâncaia și gura lui. O să vină de la mine Fisherman-ul. Ok, Fishlap. O să pun poison aici. Cred că o să atrag Electro Wizard-ul la... Da, da, degeaba că o să moară. Da. Aiurea. O să schimbăm după aia deck-ul dacă e. Și o să ne uităm să dacă se pun și coroanele, bineînțeles. O să dau barbare aici. Ok, l-a pus pe K. Cred că o să bat eu prima dată, dacă n-are Fireball.
E în regulă. O să pun și maschetira. Poison aici. Dau se bebețele pe spate. Sau Goblin Gang-ul adevărat. Well played lui. Well played. Spun poison neapărat aici. Trebuie să bat din poison-uri, ceva de genul. Mamă, unde a tras pe ca nu te cred. Ok, Fonens din nou, așteptăm, așteptăm, e perfect pentru mine pentru că a pus Goblin Gang-ul. Dacă a pus Goblin Gang-ul o să-i dau azi Golem Graveyard și așteptăm Poison-ul. Ok, Poison Value, am pus Poison-ul exact cum trebuie. Exact cum trebuie și pentru Wizard și pentru Electro Wizard. Ok, îmi spun de cum a schitira. Mai trebuie decât un Poison, atât. Ok, a dat și Tornada. O să pun Mega Minion aici. Barbar aici. Poison aici. Barbar aici. Și ce mi-ai dat Zepu, băi? Băi, ce ești, mă, așa disperat, mă? Bă, omule, mă, dar mă bat pentru o coroană, băi. Pentru o coroană, really? Până fac eu coroanele astea la trofele mele, fai de capul meu. Cred că o să le fac. Ia să se pun. E bine că măcar se pun, e bine că se pun. Așa, dacă ei le fac la Classic Challenge, le dau repede și gata. Ok, băieți, am mai dat eu un match off-camera, adică chiar l-am câștigat, dar am mai făcut încă o coroană, am jucat cu Royal Giant. Acum am schimbat puțin pentru că și-a primit buff Cannon Cartul și Goblin Cage-ul și sunt foarte curios dacă deck-ul acesta va merge. Eu, mare parte, vreau să folosesc în loc de Goblin Cage. Ok, o să folosesc aici, dar n-am ce să dau efectiv aici. Eu, mare parte, în loc de Goblin Cage, vreau să folosesc Tombstone-ul. Dar las Goblin Cage-ul că poate să vedem dacă face treabă. Eu să dau Barbarul aici. Și sunt interesat de situația dacă pot să îmi activez eu King Tower-ul. N-am putut, nu, se pare că nu pot să-mi activez King Tower-ul. Ok, văd că ăsta deja a luat emote-ul pe care îl doresc și eu să-l iau. Ok, are minioni. Pus și maschetirea foarte bine, o să dau poison aici. Clar o să vină de la Elfish Lepo, pentru că avea avut minioni în viață. Ia să vedem dacă face treabă Cannon-ul. Ok, e mult mai bun Cannon-ul, clar e mult mai bun. Nesuperior Cannon-ul. O să dau Goblin Cage aici. Ok, perfect. Și o să dau Ice Wizard aici ca să țină loc balonul. Are mini pecuța, mini căcuța, cum îi zic eu. O să-i dau Barbarul aici. Da, dar are Inferno Tower-ul, băieți, are Inferno Tower-ul și la Inferno Tower, Inferno Tower-ul bate foarte ușor Fijlepu. Foarte ușor. Și mai e și disperat omul. Ok, perfect. Îmi scuzeți pe ce parte se va duce Cannon-ul? Partea dreaptă, ok, o să dau Grivia partea dreaptă. E a pus, e perfect. Uitați-vă cât de bun e Cannon-ul la momentul de față. Doar să vă uitați cât de bun este Cannon-ul la momentul de față. Bate și maschetira, bate tot. Cannon-ul o să fie value, părerea mea. Dar cum îl bagi pe ăsta, e problema. Cum îl bagi și cu ce? No, trebuie să schimb deck-ul, trebuie să schimb deck-ul pentru că altceva e în arenă și altceva e aici. Spus de astfel că e disperat, omul. Are balonul. Ia uite, era să dau grave, mamă, era să dau grave iar pe balon. A dat ze, băi, cât de disperat să fii, mamă, ce try harder, bă, băiatule, bă. Nu prea am ce să-i fac, băieți. Ok, am dat la predic minionii. Mie nu trebuie decât un push, atât. Un singur push să-i dau și îl bat. Exact ce spuneam.
Exact ce spuneam. Ok. Un singur push îmi trebuie, bro. Un singur push. Dar nu, frate, mă bat efectiv, mă bat la o coroană și nu pot să fac deloc emote-uri. Clar, o să dau niște meciuri off-camera. Adică niște meciuri fără să filmez ca să fac coroanele acestea, băi. Pentru că eu fac pe fiecare win, fac câte o coroană. Și nu mă ajută la absolut nimic, câte 9 win-uri. Știți, mai dau un meci după aia. Mamă, și cât o să stau. Exact cum am promis, am dat meciuri off-camera. Efectiv, i-am chinuit pe oameni. Pe ăștia, pe ultimii, le-am dat 3 coroane rapid, gen, i-am alergat foarte mult. Vedeți că Battle Pass, gen Battle Pass, trebuie să mă obișnuiesc neapărat. Pass Royale-ul aveau amândoi. I-am cam chinuit puțin, sincer să fiu, pentru că m-am grăbit să iau 3 coroane și să luăm emote-ul acesta și să dăm neapărat un ultimate match cu emote-ul acesta. Ia uitați, primul, deci prima zi, și îmi dă și crown-ul. Am înțeles, hai să luăm emote-ul cu capul la pește, emote-ul cu peștele, și mi se adună și ăsta de aici. Mi se adună pentru a doua zi, să am pentru a doua zi sau cum? Că nu înțeleg. Ia să luăm noi. Și uite. Deci ăsta e normal. Și ăsta e cu rechin, gen de o să-l deblochez eu din PES Royal. Ok. Hai să luăm în locul astuia. Ok. Pentru un PES Royal nu mi se pare deloc wow, sincer să fiu. Adică mi se părea ceva mai wow. În fine. Hai să deschidem și ăsta de aici. Ce avantaj avem? Că ne dă un strike. Și puteți da noi strike pe ce vrem. Păi o să dau pe rare, bineînțeles. Mi-a dat bombă, frate, mamă ce. Maleu ce mai îmi place PES Royale-ul ăsta la nebunie. Hai să dăm și un ultimate, să luăm 50 de gemuri. La nebunie îmi place PES Royale-ul ăsta. La nebunie, băiți. Hai să dăm Infernotaur aici. Am schimbat decu ca să dau 3 coroane, din cauza asta l-am schimbat. Am zis să-mi aleg unul de 3 coroane. Din cauza asta am ceva mai schimbat. Ei, Sparky aici e o problemă. E o problemă pentru că la Sparky mi-e contra. Ok. Bun, o să pun bețuri aici. Zep. Ok, Electro Wizard. Este perfect, o să las maschetira pe partea dreaptă. O să las și Electro Wizard-ul, că n-am de ales. Efectiv n-am ce să fac, Sparky e contra genială. Sparky efectiv e contra genială pentru mine. O să pun Ascalsa aici rapid. Ok, pe ce parte iasă? O să fie pe partea stângă? Ok, da, s-a dus pe partea dreaptă. O să dau și balon, all in pentru că am unități acolo. Să nu dea fireball, ok. Are PK, o să dau bețuri pentru că a dat Giant Snowball-ul. Iar cred că o să pună și Electro Wizard-ul. Ok, nu mai are Electro Wizard-ul să pună. 2 hituri dau. Decât unul? Pe bune? Hai mă, pe bune, frate, că mă așteptam la mai mult. Decât de câștiga meciul ăsta atât, n-am nevoie de coroană. Bine, coroanele sunt bune. Coroanele sunt bune, nu zic nu. Ok, a pus Sparky din nou. Încă un hit? Nu, n-am mai dat. Mamă, dar fiți atenți aici, o să-mi bubuie ăsta. Dar nu resetează, bro. Aia e problema, că nu resetează. Ceva aici? Ok, a pus Electro Wizard-ul. Aici probabil va da Giant Snowball-ul? Nu l-a dat, e perfect. Bun. Hai să ne gândim noi puțin. O să pun din nou Rascals-ul aici. El o să pună PK. Ok, știam. O să pun și Infernotaur aici. Ok, a ieșit de la mine, a dat și poison-ul, well played. Dacă a dat poison, a dat prea mult elixir și o să mă duc all-in. All-in, miner din spate. Mă așteptam să facă chestia asta. O să pun Electro Wizard aici pentru balon. Ok, a pus pe spate, o să dea balonul hit. Da, mă, dai tu multe și bine. Mult și bine dai. Rascals aici, Barberal pregătit. Este perfect. Infernotaur în bază că va da poison. Am înțeles. Da. Panică, ăsta a fost. Să folosim capul la pești. Dacă tot îl avem. Și e legendar sau nu știu, apare cu albastru ăsta. Nu, legendar nu e, că legendar ar arăta așa. Da, ok. Ăsta a fost ultimul match, am luat 50 de gemuri, am terminat și challenge-ul acesta.
Ok, avem aici 50 de gemuri, challenge-ul e terminat. În rest, nu cred că mai am absolut nimic. Am aici 3 din 10, cred că astea... A, da, asta e pentru a doua zi. Earn crown to unlock this tire. Ok, și asta este pentru a doua zi. Gen, token... Dacă faci coroanele, dau exemplu 20 într-o zi, o să fii și pentru următoarea zi ca să fii liniștit și să nu mai ai treabă. Eu am înțeles. Sunt curios ce o să ne dea aici. Get more crown to unlock this tire. Sunt foarte curios ce o să însemne asta de aici, ce o să ne dea aici. Că nu ne arată absolut deloc. În fine, cam asta a fost episodul. Nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți. Am zis acolo 5 like-uri puternice și ne vom vedea data viitoare cu meciuri în arenă, chiar un push puternic sezonul acesta. Pa, pa!